Nu știm nici până în acest moment dacă această ordonanță va scuti pe cineva de la această taxare, deși promisiunea au fost în repetate rânduri. Documentul despre care s-a discutat ieri și cel despre care s-a discutat săptămânile trecute nu au fost nici până în acest moment publicate în Monitorul Oficial, drept pentru care în acest moment nici o persoană din România nu este scutită de plata impozitului pe concediu medical. Potrivit unor surse, în această dimineață documentul de ieri era valabil, totul era în regulă, bolnavii cronici ar fi fost trecuți în acele scutiri. Însă, iată, ministrul sănătății a făcut câteva precizări, câteva ore mai târziu și ministrul finanțelor. În momentul de față se lucrează la guvern pentru aceste precizări, încât toți pacienții cu boli cronice care într-un fel sau altul ar fi fost afectați de această taxă să poată să fie exceptați. Deci lista aceea ar putea suferi modificări? Da, trebuie, cred că, o mai bună definire a modului, a nomenclatorului de prescriere pentru concediile medicale, încât toate afecțiunile cronice, sunt multe organizații de pacienți care sunt îngrijorate, încât aceste îngrijorări să înceteze. Această eliminare a contribuției la sănătate intră din nou mâine în ședința de guvern. Ce a fost greșit? Acum sunt proceduri pe care le avem și particularități care sunt în codul fiscal și cu acestea trebuie puse de comun acord pentru ca această facilitate pentru bolnavi oncologici și categoriile de beneficiați scutire să poată să și aibă parte de scutire și să poată fi aplicată, mai ales scutirea de plata și de contribuții la asigurările sociale de sănătate. Ar putea fi extinsă lista beneficiarilor? Lista beneficiarilor? Adică cei care beneficiază de scutire. Se pune problema. Noi am spus de la început că este aproape nejustificat ca în perioada în care stai în concediu medical să ai un salariu mai mare decât atunci când ești în muncă sau când ești la serviciu, și din acest motiv a fost și propunerea aceasta ca să avem contribuția la asigurările sociale de sănătate plătită pe toată perioada activă.